Voi continua acel clip pe care l-am făcut despre menopauză, despre feminitate la orice vârstă, așa mai departe. Mă bucur că am avut reacții diverse. Asta este și scopul. Nimeni nu garanție că această teorie este reală. Apropo, sunt 11.000 de alte teorii. Am avut ocazia să am în facultate un profesor de medievalistică extraordinar care ne-a explicat doar Biblia câte variante are la același ginecolog. Mai ales că consultul ginecologic, hai să recunoaștem, nu este o plăcere pentru nimeni. Am spus eu acolo la un moment dat că e bine să vă faceți o pensie privată sau să găsiți o formă prin care fie să vă asigurați niște venituri degeaba. Și asta vreau să vă recomand așa frățește, dacă pot să spun. Îmi spunea la un moment dat cineva, roagă-te la Dumnezeu să n-ai nevoie niciodată nevoie de ajutorul nimănui. Și repet, să știți că noi am fost lăsați pe pământ de Dumnezeu sau de cine ne-a fi creat cu toate lucrurile pe care le avem pe noi, adică și cu creier, dar și cu organele sexuale și cu să zic că închei în același mod ca și data trecută.